Chiar dacă părea să fie foarte fericită în noua ei relație, Elena Ionescu și iubitul grec au decis să meargă pe drumuri separate. În luna iulie a acestui an, artista a șters toate pozele cu ei de pe rețelele de socializare, însă abia acum și-a făcut curaj să dezvăluie care a fost adevăratul motiv pentru care s-au despărțit. Elena Ionescu și iubitul ei formau un cuplu de aproximativ un an și păreau să fie foarte fericiți. Cei doi își cunoscuseră și familiile, iar bărbatul se înțelegea foarte bine cu fiul artistei. Cu toate acestea, în luna iulie, Bruneta a șters toate pozele cu partenerul ei de perețelele de socializare, iar apoi a dezvăluit că au decis să o ia pe drumuri separate. În cadrul unui interviu recent, Elena a povestit care a fost motivul real al despărțirii, dar și cum își ocupă timpul în această perioadă, de când este singură. Depinde de mulți factori, mai bine singur decât într-o relație toxică. Viața e frumoasă, nu știu care e problema, a declarat Elena Ionescu în cadrul unei emisiuni TV. Solista a dezvăluit că în această perioadă își petrece timpul cu fiul ei și este foarte fericită. În perioada asta stau cu cel mic, nu l-am dus la grădiniță, am petrecut timp cu el acum, îmi place să compensez treaba asta. Elena Ionescu are un băiețel dintr-o relație anterioară, însă nu exclude varianta de a deveni mamă pentru a doua oară. În urmă cu câteva luni, pe vremea când încă se afla într-o relație, artista a dezvăluit că nu exclude varianta de a avea un alt copil, dar nici nu este ceva prioritar. Nici nu mă mai gândesc, dacă e să fie, o să fie, dacă nu, iar e bine. Mi-aș dori, ca orice femeie, clar dar nu e prioritar. Important e să ne înțelegem noi bine, să fie ceva frumos de continuitate. Nu exclud nici acest aspect. Nu aș putea să fiu egoistă din acest punct de vedere, dacă Dumnezeu va vrea, eu nu mă voi opune. A declarat Elena Ionescu în urmă cu ceva timp, potrivit Viva. În trecut cântăreața a fost căsătorită cu Dragoș Stanciu. Aceasta spune că ar face orice pentru copilul ei și al fostului soț. Fosta solista a trupei Mandinga a renunțat la orgoliu și a rămas în relații bune cu tatăl băiețelului ei. Cei doi se înțeleg bine și încearcă să fie cei mai buni părinți pentru micuțul lor. Au divorțat în 2019, însă au pus capăt în înțelegerilor și au păstrat o relație bună de dragul fiului lor, Răzvan. După trei ani în care s-au iubit, cântărața și partenerul ei au pus capăt poveștii de dragoste. Artista a declarat că războiul dintre ei s-a încheiat de mult timp și au o relație bună civilizată, pentru ca fiul lor să nu sufere. Vedeta este impresionată de felul în care Dragoș se poartă cu fiul lor. Aceasta apreciază foarte mult grija fostului soț pentru cel mic.